Vocea a trei ciobani români s-a făcut auzită la Bruxelles. Cei trei au mers anul trecut la autoritățile europene, unde au contestat modul cum sunt distribuite subvențiile noierit. Plângerile acestor au dat droade. Comisia Europeană va deschide în curând o anchetă. Fermierii Gheorghe Danulețiu, cunoscut din reclame sub numele de Ghiță Ciobanul din Sibiu, Dan Petrescu din Curtea de Arge și Ionica Sterb din Bihor, au fost anul trecut în decembrie la Bruxelles, unde s-au întâlnit cu reprezentanții Direcției Generale pentru Agricultură din Comisia Europeană și cu alți oficiali europeni și și-au -și spus opinia despre cum se împart subvențiile europene. Cei trei ciobani vor ca subvențiile importante, cum ar fi sprijinul cuplat pentru o vine, să nu mai ajungă la o mână de oieri privilegiați, ci să fie împărțit echitabil. Iată și răspunsul pe care l-au primit cei trei, potrivit unui articol publicat de agroinfo.ro. Comisia pentru petiția Parlamentului European a apreciat că petiția ciobanilor români este admisibilă, de pentru care a solicitat Comisiei Europene să efectueze o anchetă preliminară asupra diferitelor aspecte ale problemei pe baza informațiilor prezentate.